Aleina va da semne că bate în retragere în privința relației cu Ștefan în ediția de sâmbătă a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la canal de Aleina va da semne că se retrage din relația cu Ștefan, ce concurent i-a atras atenția Aleinei, în episodul de duminică. Marius îi va face o declarație neașteptată a Aleinei în timp ce vor dansa romantic. Abia așteptam să dansez cu tine, sincer, va spune Marius. Da, va răspunde Aleina. Surprinsă de ce aude pe conexiune, Marius va afirma că are de gând să vorbească și să o cunoască pe Aleina, iar Ștefan va fi vizibil deranjat. În ciuda faptului că cel pe care l-a sărutat și de care a fost atât de apropiată nu va primi bine informația spusă de Marius. Aleina va confirma la rândul ei că nu vede o anormalitate în a se cunoaște și cu altcineva. O să ne cunoaștem, o să vorbim, va spune Marius, eu am zis că putem vorbi, da, nu văd ceva anormal în a vorbi cu el, va declara Aleina, păi și dacă Marius ar vrea o cameră roșie cu tine, Aleina ai accepta, va întreba Cosmin, Aleina îl va da uitării pe Ștefan, tot mâine, Marius va veni în casa fetelor special să o vadă pe Aleina. Aceasta va părea destul de emoționată de prezența tânărului în casă, într-un moment în care toate fetele se vor înduioșa, Marius îi va cere permisiunea Aleinei de a o îmbrățișa după ce Marius va părăsi casa fetelor. Aleina le va spune colegelor ei că nu înțelege de ce Marius a decis abia acum să-și arate interesul față de ea. Mi-a zis că i-a plăcut de mine de la bun început de când a intrat în casă, nu înțeleg de ce nu a zis asta, doar din cauza cunoașterii mele cu Ștefan, va declara Aleina. Dacă Ștefan ar veni acum să te întrebe dacă-ți dorești să oficializezi chestia cu el, ai face-o, va întreba Julia la apariția acestei întrebări. Aleina a dat primele semne că bate în retragere în privința lui Ștefan, acum. Nu, acum nu, va spune Aleina.